Bună seara tuturor, dragii mei! Vă spun Sava binecuvântat și bine ați venit la Străjerul. În seara aceasta am vocea puțin stricată datorită situației în care lucrez, m-a tras curentul. Era cât pe aici să mă hotărăsc să nu transmit în seara aceasta, dar am zis nu voi opri transmisia sub nicio formă. Voi merge mai departe, seara aceasta mă scuzați, o să mai îndau cu un șervețel, o să mă mai șterg puțin, transpir într-una, dar nu-i nicio problemă, trebuie să mergem mai departe. Mă bucur că în seara aceasta suntem împreună, rugați-vă pentru mine să pot să rezist până la sfârșit. Eu sunt un om care am o voce foarte așa, de multe ori oamenii zic că țip, dar eu nu țip. Vorbesc mult și pentru mine va fi foarte greu seara aceasta ca să pot să vorbesc, dar nu mă voi opri. Ce să vă zic, dragii mei? Mare bucurie că Dumnezeu este bun cu noi, ne-a pus această ocazie minunată la dispoziție ca noi să ne întâlnim în Sabatul Său cel Sfânt pentru a studia și a învăța din nou lucruri minunate și să ne pregătim pentru timpul acesta care ne stă în față. În seara aceasta vin înaintea dumneavoastră cu lucruri noi, pe care mulți dintre dumneavoastră le știți. Lucruri care duc către criza finală, către marea bătălie care ne așteaptă și ne stă înainte, dragii mei. O mare criză va veni în curând peste poporul Dumnezeu și peste întreaga lume. O mare criză ne stă în față, în care doar cei credincioși vor rezista, cei care au ținut la adevărul, la principiul Dumnezeu, cei care l-au iubit pe Dumnezeu, cei care au sacrificat pentru Dumnezeu și a făcut tot ceea ce este posibil pentru a rămâne alături de Dumnezeu. Adevărul Dumnezeu ne face liberi. Lucrurile acestea se întâmplă. Uitați-vă peste tot. Deja au anunțat zilele acestea. Astăzi dimineața ascultam știrile în mașină, dimineața la ora 7 de la Vocea Speranței, se conectează la Radio România Actualități și acolo spune, dragi mei, că din 15 august se vor emite certificatele acestea de călătorie, de COVID, certificatele verzi. Nu vei putea în unele țări să intri într-un bar, să bei o cafea sau să mănânci ceva. Nu vei putea să intri în centrele comerciale, în mall-uri, nu vei putea să urci în autobuze, nu vei putea să urci în tramvai, în trenuri și așa mai departe. Până la urmă o să te excludă din societate afară. La noi în România se spunea că cei vaccinați să meargă în weekend la mall-uri și la magazine, ceilalți să meargă pe timpul săptămânii. Dacă nu ai vaccin, nu ai dreptul ca să intri în magazine pe timpul acesta. Vă dați seama câtă nenorocire, cât se abate peste lumea aceasta. Mulți dintre noi am îndrăznit și am făcut lucrurile acestea. Dar nu e nicio problemă, dragii mei, se va vede în curând cine va rămâne în picioare și cine va cădea. Dumnezeu este gata. Dumnezeu ne-a avertizat ani de zile. Numai eu când mi-aduc aminte în 2 ani și ceva de zile, atâta timp a strigat către poporul Dumnezeu, către toți aceia care îl caută pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care vor să fie mântuiți, care s-au săturat de lumea aceasta și să ajungem la o nouă viață în Hristos. Problema este că de multe ori ne place să trăim așa cum dorim. Dar lucrurile acestea pe mulți dintre noi ne vor lua prin surprindere. Foarte multe lucruri mari se vor întâmpla în curând și cu rapiditate. Și mulți dintre noi vom rămâne șocați datorită nu că n-am știut. Și datorită că n-am vrut să luăm aminte, am fost indiferenți. Datorită că am nesocotit lucrarea, avertizarea, mostrarea, soliile și mesajul lui Dumnezeu și lumina care Dumnezeu a revărsat-o peste noi. Vor veni în curând, dragii mei, toți aceia care nu se vor supune acestui sistem care se ridică în aceste timpuri, se vor afișa tot mereu imagini, video, poze și tot felul de lucruri, cu încălzirea globală, cu toate aceste lucruri. Papalitatea presează foarte mult asupra conducătorul lumii acesteia ca să ia o hotărâre cât mai repede posibilă și să profite că oamenii atât de jos sau... Vreau să vă spun că astăzi am fost la Lidl să cumpăr ceva. Mi-a zis soția, zice, treci puțin pe la Lidl când vii acasă să cumperi niște drojdie, a trebuit să cumpăr ceva mâncărică pentru animale și între timp când m-am așezat la rând la casă, am strănutat. Dragii mei au fugit, parcă a tras cu pușca și au fugit iepurii de câmp, așa ceva, și vânzătoarea făcea la mine așa că nu... Și doamnă, care-i problema? Păi mai bine n-ar fi să vin, adică cum să nu vin în magazin, n-am înțeles. Dar sunt răci, doamne, n-am nimic, dar ce lume astăzi nu mai răcește, astăzi nu mai voie să strănu, nu mai voie să fii răcit, astăzi nu mai voie să faci absolut nimic, că toată lumea se uită la tine. Era o doamnă în spatele meu să trasă repede într-o parte și trasă masca și trasă nu știu ce pe ea, al altul fugi încolo. Zic, doamne, dar ce aveți, doamne,
ați prostit, ce aveți, ce s-a întâmplat cu voi, nu vă mai judecă mintea, nu mai aveți o gândire liberă, morală, normală, nu mai aveți nimic. Zic, ce se întâmplă în lucrurile acestea? Vânzătoarea a început să râdă până la urmă. Zic, râdeți dumneavoastră, râdeți, dar toate prostiile acestea o să cadă asupra voastră și asupra copiilor voștri, dacă Dumnezeu va mai îngădui lucrurile acestea. Fiindcă datorită prostiei pe care noi o trăim în timpurile acestea, fără să gândim, noi percepem niște imagini și niște idei vizualizate din știri, imagini, lucruri și așa mai departe, care ne-au schimbat, ne-au transformat, ne controlează, ne dirigează în direcția pe care o vor ei. De aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi să avem mare grijă, dragii mei. Criza aceasta de care am vorbit atâta timp, criza aceasta este la ușa noastră. Va începe în forță. Eu cred că poate nici nu ne apucă anul care vine în care vom intra în forță în criza aceasta. Dar criza aceasta îi va afecta doar pe unii. Pe unii da, pe unii nu. Dumnezeu vorbește că această criză va afecta cel mai mult pe aceia care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu. Vor afecta pe aceia care vor rămâne la principiile lui Dumnezeu. Aceia care s-au vaccinat, aceia care au rămas cu societatea și cu lumea, vor merge înainte, dragii mei. Vor avea libertăți, dar libertăți dirijate, controlate de ei. Ai voie să bei apă, ai voie să pui capul jos, când să te așezi pe bancă, când să te ridici, când să mergi la cumpărături, când să nu mergi la cumpărături. Ce vă spuneam, dragii mei, cu mult timp în urmă și ani de zile am bătut apa în pio și chiar acum de curând, luați-vă un teren, ieșiți din orașe, părăsiți orașele acestea, că în curând vor veni mari de norociri. Dumnezeu nu minte, Dumnezeu are adevărul, Dumnezeu strigă către lumea aceasta, către poporul său. Depărtați-vă de orașe, chiar și localitățile care sunt în jurul orașelor vor avea aceea soartă. Eu știu că nu va fi ușor la țară și departe de orașe, fiindcă suntem învățați să câștigăm un bani mai ușor, suntem învățați să trăim într-un fel sau altul. Dar Dumnezeu spune că poporul său în timpul acestea trebuie să învețe să trăiască prin credință, doar pâine și apă nu-i va lipsi. În altă parte, cuvântul Dumnezeu spune așa, că poporul lui Dumnezeu va trece prin încercări și Dumnezeu îl va face ca să treacă prin încercările acestea și poate va mânca o bucată de pâine la 2 zile sau la 3 zile, dragii mei. Va trebui să învățăm să postim ce n-am făcut niciodată, să ne rugăm mai mult, să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult, să punem în pământ recoltă ca să putem să ne ținem viața pe pământul acesta prin credință și cu rugăciune ca Dumnezeu să se îngrijească de alimentele pe care le punem în pământ. Să punem în pământ, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea ploaie, ca Dumnezeu să ne ferească de calamități. N-am făcut până acum lucrurile acestea, fiindcă toate lucrurile au venit de la fabrică, de la uzină, de la întreprinderi, de nu știu unde. Am fost dependenți de lucrurile acestea, de societate, de lumea aceasta, dar nu de Dumnezeu. Acum vine timpul care a fost dependent de Dumnezeu ani de zile și cu timp îndelungat. Acum va rămâne dependent de Dumnezeu. Cei care n-au vrut să depindă de Dumnezeu, în curând această criză îi va mătura pe toți. Adică nu vor pierde de pe pământul acesta, dragii mei, vor rămâne în picioare, dar vor rămâne în picioare în oastea lui Satana și nu în oastea lui Dumnezeu. Nu vor rămâne ca poziție pentru adevărul lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu, și vor rămâne ca poziție împotriva celor ce susțin adevărul, se vor ridica împotriva. Cineva spunea zilele acestea, punea un afiș și spunea, m-am vaccinat, mi-a luat și vaccinul, mi-a luat și permisul, am și liberă trecere, am și cu tare, ceilalți să moară. Dragii mei, vin timpuri grele. Timpuri grele de tot. Noi nu ne dăm seama ce vine, noi nu ne dăm seama ce se abate pe pământul acesta. Haideți, dragii mei, înainte de a intra în mesajul nostru de seara aceasta, să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvânteze, ca El să ne deschide mintea și inima, ca să putem să pricepem mesajul și solia lui Dumnezeu cât încă mai este timp. El să reverse Duhul Sfânt peste noi, ca noi să putem să-i fim credincioși, să îndepărtăm tot ce este rău din viața noastră. Să ne rugăm și pentru lista de rugăciune, pentru proiectele noastre și pentru planurile noastre, ca Dumnezeu să fie alături de noi. Mai voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale să-Ți mulțumim în seara aceasta pentru viață, sănătate și purtare de grijă. Să-Ți mulțumim că ai fost alături de noi, să-Ți mulțumim că Te-ai îngrijit de nevoile și problemele noastre.
dar te rugăm din toată inima să ne ierți tot ce ne-am tristat. Ca și cu siguranță, din cauza că suntem carne păcătoasă, suntem oameni pe pământul acesta, suntem o mână de țărână, tu ne cunoști. Te rugăm, iartă-ne că și cu siguranță mai călcăm în stânga și în dreapta și ajută-ne să ajungem la înălțimea dorită de tine și la neprihănirea pe care tu dorești să o dai copilor tăi. Te rugăm din toată inima dată din ceruri să ne întărești pentru timpurile acestea. Îți mulțumim că noi am apucat aceste timpuri și chiar dacă vor fi grele, că mulți au dorit să vadă aceste timpuri, mulți le-au urat de bine de departe. Ajută-ne ca acum să fim gata, ajută-ne ca să fim tari, să ne pregătim, întărește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută ca și noi să avem o inimă aleasă în care să studiem cuvântul Tău, să cercetăm, să ne întărim, să vedem care este voia Ta și ceea ce ne leagă de Tine și sau ce ne leagă de lumea aceasta. Avem nevoie de sprijinul Tău, avem nevoie de tot ceea ce este după voia Ta. Te rugăm, pune pe inimă să Te căutăm mai mult, să ne rugăm mai mult, învață-ne, ajută-ne să postim. Învață-ne ca să ne pregătim pentru timpurile acestea. Învață-ne ca să ne luăm un teren acolo unde să fim liniștiți pentru o perioadă în care să putem să facem și lucrarea Ta, în care să avem ce pune pe mesele noastre, noi și copiii noștri și familiile noastre. Pentru planurile noastre, te rugăm să intervii, să le ducem cu bine la îndeplinire pentru a tipări aceste cărți. Te rugăm pentru lista noastră de rugăciune. Este mare nevoie în viața acestor oameni cu probleme, cu nevoi, să intervii după cum găsești tu cu care și să-i ajungi la vindecare după cum știi tu care fiecare nevoie, dar niciunul să nu piară și cu toții să fie mântuiți. Ne predăm în brațul Tău și îți mulțumim în numele Fiului Tău și prin puterea Duhului Sfânt să începe acestea. Amin. Dragilor, cum vă spuneam, timpurile sunt gata. Dumnezeu este gata. Vreau să vă spun că suntem pe ultima sută de metri când Harul Lui Dumnezeu se va retrage încetul cu încetul. Vedem că la un moment dat lucrurile nu fac așa cum credem noi de multe ori, dar Dumnezeu încă le mai reține pentru mine și pentru tine și pentru toți aceia care să fie mântuiți. Dar aceste lucruri când vor începe să bată cu forță mare, deja să știm că pentru creștini, pentru cei care au avut adevărul lui Dumnezeu și solia lui Dumnezeu, dacă nu l-au căutat pe Dumnezeu și au respins lumina, pentru ei harul se va închide de vreme, dragii mei. Adică inima lor va fi împietrită și indiferent ce avea să facă Dumnezeu, nimic nu se va mai putea face niciodată. Veștea misionară, vreau să vă spun, cărțile sunt gata, ne vom duce după ele, dragii mei. Încă mai avem nevoie puțin. Cine dorește să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, așteptăm cu drag, noi le vom lua pe toate, le vom plăti atunci când va fi nevoie. Eu vă mulțumesc din toată inima tuturor celor ce v-ați implicat. Mai este nevoie, vreau să vă spun și suma, cei care doriți să vă implicați în lucrarea aceasta, mai este nevoie de cam de vreo 4.000 de lei. 4.000 de lei nu mai este mult. Dacă ne adunăm cu toți să punem fiecare câte 10 lei de fiecare, la cât suntem de multe ori aici și ne întâlnim și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, în seara aceasta cel puțin o să fim vreo 3-4.000, am putea să facem acest lucru. Fiecare, după cum îl îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, putem să facem lucrurile acestea. Haideți, dragii mei, în seara aceasta să intrăm în mesajul nostru, să vedem ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Haideți să vedem. Mesajul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta este instabilitate în biserică. De ce, dragii mei, este instabilitate în biserică? Haideți să vedem. Care e problema? Care e situația? De ce există această instabilitate? De ce există? Înțelegem asta. Dumnezeu face un apel la noi și spune că noi suntem instabili în aceste timpuri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta că lucrurile acestea care vor aduce criza peste noi se datorează instabilității pe care o avem astăzi. Fiecare ne-am ales Dumnezeu, fiecare ne-am urmat prorocii noștri, viața noastră, fiecare am urmat ce ne-am dorit, ce am trăit, cum ne-a plăcut nouă, am ales căile plăcute ochilor noștri, inimile noastre, dorințelor noastre, fiecare am alergat în libertate într-o parte și în alta. M-a întrebat cineva în seara aceasta, ce părere ai, frate Liviule, despre lucrurile acestea care se întâmplă și nu știu ce. Și eu i-am spus așa, toate aceste lucruri se întâmplă datorită poporului lui Dumnezeu. Păi cum adică datorită poporului Dumnezeu? Poporul Dumnezeu nu vrea să se trezească. Poporul Dumnezeu nu vrea să ia în mână hotărârile pe care Dumnezeu le-a încredințat, planurile și lucrarea pe care a încredințat-o și Dumnezeu va forța lucrurile acestea. Dumnezeu va fi nevoit, nu că vrea, să forțeze, chiar dacă va fi nevoie, să strângă pe poporul lui Dumnezeu în așa fel de mult încât el să se trezească.
În 2 Cronici 18 cu 11 la 12 cuvântul Dumnezeu spune: și toți prorocii au prorocit la fel zicând: suie-te la Ramot în Galat, că-și vei avea izbândă și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Dragul meu ascultător, în timpul acestea prorocii, dar nu prorocii lui Dumnezeu și prorocii mincinoși, înșală pe popor, pe conducători și așa mai departe. Toți prorocesc într-una: stați liniștiți, Domnul va veni, vă va lua acasă, Domnul vă va mântui, Domnul vă va salva, voi credeți, veniți la biserică, fiți prezenți, implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu. Care e lucrarea lui Dumnezeu? Păi tu ești cu școala de sabat, tu ești cu ora muzicală, tu ești diaconeasă, tu ești primă diaconeasă, tu ești diacon, tu ești la ușă, tu ești încolo. Fiecare trebuie să aibă ceva. Aceea nu e lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Și prorocii din ziua de astăzi, toți prorocești și zice: stați liniștiți, veți avea dizbândă, Domnul vă va mântui. Și în 2 Cronici 18 cu 12 spune așa: Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit: iată prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului, cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia dintre ei, vestește de bine. Și prorocul lui Dumnezeu zice: niciodată nu voi vesti la fel ca ei. Și eu voi vesti și voi spune decât ceea ce îmi va da Dumnezeu. De aceea există instabilitate în biserică. Instabilitatea aceasta se datorează că-și prorocii prorocesc de bine conducătorilor și conducătorii prorocesc de bine poporului. Cuvântul fiecăruia este de bine, vestește de bine. Cuvântul fiecăruia este pe placul inimii și pe dorința inimii fiecăruia dintre ei în aceste timpuri. Dar Dumnezeu spune în Exodul 32 de la 1 la 6 și de la 18 la 19 spune: poporul, văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu ca să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Nu cumva poporul de astăzi care vede că Dumnezeu încă zăbovește. Mulți creștini în aceste timpuri spun: da, se zicea că vine în 2000. Prima dată se zicea în 1844, pe urmă au mai fost câteva încercări, pe urmă în 2000, 2014, 2016, 2020. Oare cumva astăzi poporul nu cumva s-adună în jurul unui conducător și spune: măi oameni buni, măi Aronul din timpurile astăzi, măi Dumnezeul ăsta nu mai vine care ne-a promis de atâta timp. Dumnezeul acesta care ne-a promis că ne-a scos din țara păcatului, am făcut legământ cu El, am intrat cu El, am făcut lucrurile acestea, nu știm ce e cu El, ce s-a făcut. Fă-ne un Dumnezeu, faceți-ne un Dumnezeu prorocilor ca să meargă înaintea noastră. Și spune, dragii mei, că a doua zi dimineața, sau a doua zi s-au sculat dis de dimineață, au adus arde de tot jertfe de mulțumire, poporul a așezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Nu cumva instabilitatea de biserică se datorează acestor lucruri, că ne place de fiecare dată să ne distrăm, să ne simțim bine, să aducem jertfe de mulțumire altui Dumnezeu și nu Dumnezeului nostru, să mâncăm, să bem și să jucăm înaintea altui Dumnezeu și nu înaintea Dumnezeului nostru. Și la momentul când Moise s-a sculat după munte, a răspuns strigătul acesta, nu este nici strigă de biruitor, nici strigă de biruiți, ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Strigătul nostru, cântecul nostru, nu este nici strigă de biruitor, nici de biruiți. Și ce se aude astăzi este un cântec și glasul unor oameni care cântă în numele lui Dumnezeu și idolilor, vițeilor de aur, trăirii în idolatrie și apostazie față de Dumnezeu. Aceeași istorie o repetă poporul Dumnezeu. Se luptă astăzi conducătorii, păstorii, prorocii, cu toții să zidească biserici, clădiri mari, lucruri mărețe, lucruri care nu au nimic de a face cu Dumnezeu în timpurile acestea, în loc să se facă lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și spune că la momentul acela și pe când se apropia Moise de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. Când Dumnezeu va veni în aceste timpuri și va vede
când se va apropia de tabăra sa sau când se apropie Dumnezeu acum, fără să-L vedem, și îngerii lui Dumnezeu și vede viței și jocurile din bisericile noastre și din poporul Dumnezeu, oare Dumnezeu nu este aprins de mânie? Oare cumva Dumnezeu nu îndepărtează tablele legii de la noi, pe care noi cerem de multe ori să fie sfărâmate, să devenim un popor fără lege? În Iov 20:5 spune așa: biruința celor răi a fost curtă și bucuria nelegiuitului numai pentru o clipă. Dumnezeu zice: tu distrează-te, mănâncă, bea, joacă, fă tot ce vrei. Dar vine timpul când bucuria ta va fi scurtă. Bucuria nelegiuirii va fi doar pentru o clipă. Dumnezeu zice în Eclesiastul 10:1: muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de un sol. Tot așa puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Nu cumva cei morți astăzi au stricat unde lemnul negustorului ceresc? Nu cumva nebunia aceasta a biruit înțelepciunea și slava în aceste timpuri? Și Dumnezeu zice: poporul meu, poporul meu, poporul meu, trezește-te! Fiindcă Dumnezeu zice în Deuteronomul 32:15-18, spune așa: poporul meu s-a îngrășat, poporul meu a zvârlit din picior, poporul meu te-ai îngrășat, te-ai îngroșat, te-ai lățit și ai părăsit pe Dumnezeu ziditorul tău, ai nesocotit stânca mântuirii tale. Poporul meu ți-a pierzi bine, te-ai îngrășat, dar de ce a zvârlit picioare? Te-ai îngrășat, te-ai îngroșat, te-ai lățit, dar ai părăsit pe Dumnezeul tău. L-ai întărătat la gelozie prin Dumnezei străini. L-ai mâniat prin uriciunile pe care le-ai săvârșit și pe care le faci. Ai adus jertfă dracilor, sacrificând copiii tăi pe altarele lumii acesteia. Ai adus jertfă dracilor unei idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, Dumnezei noi veniți de curând, de care nu se temuseră nici părinții voștri. Ai părăsit stânca, cea care te-a născut, și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. De ce faci, poporul meu, lucrurile acestea, spune Dumnezeu în aceste timpuri? În Judecători 2:13 spune așa: au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Astăzi poporul lui Dumnezeu slujește Baalii în alte forme și Astarteile pe care trebuia de mult să le părăsească. Criza cea mare bate la ușe și Dumnezeu zice: poporul meu, întoarce-te și te voi asculta. Poporul meu, de ce m-ai părăsit? Eu sunt Dumnezeul părinților tăi și nu vrei să umbli în calea Domnului. În Isaia spune 1:4: vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, de ce ați părăsit pe Domnul? De ce ați disprețuit pe Sfântul lui Israel? De ce i-ați întors spatele, spune Dumnezeu? În Isaia 2:6 spune: căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dar la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Nu cumva Dumnezeu a părăsit pe poporul său în aceste timpuri? Poporul acesta care a fost chemat, poporul acesta care este simbolizat prin Laodicea, și Dumnezeu l-a părăsit încetul cu încetul, și în aceste timpuri Dumnezeu se preocupă de rămășița poporului său și Dumnezeu ia frâiele în mână și lucrarea a rămășiței poporului Dumnezeu. Eu stau și mă gândesc, dragii mei, când noi jucăm și ne închinăm, mâncăm și bem și aducem jertfe idolilor, Astarteilor și Baalilor din timpul acesta, și nu ne pasă, nu ne doare inima, nu avem niciun gând de toace la Dumnezeu, avem gânduri de vaccinare, avem gânduri de drumuri bune, avem gânduri de călătorii, gânduri de prosperitate, de lucruri, de muncă și de alte lucruri, și fără să ne întoarcem la Dumnezeu, nu cumva Dumnezeu ne-a părăsit și ne-a lăsat în voia soții noastre? În Isaia 54:6 spune așa: căci Domnul te cheamă astăzi înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu te cheamă astăzi înapoi, la fel ca femeia care a fost părăsită și întristată, ca o nevastă care a fost izgonită. Astăzi Dumnezeu spune că de unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, spune Dumnezeu, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam.
Dumnezeu ne cheamă astăzi, fiindcă timpul este gata. Marea criză și marea strâmtorare este gata să vină peste lumea aceasta și pe poporul Dumnezeu. Marea criză te va face să hotărăști destinul tău veșnic, dar nu că te va face să hotărăști destinul tău veșnic. Astăzi hotărăști de la marea criză. Fiecare își va alege drumul la dreapta sau la stânga păstorului lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că istoria poporului Israel se repetă cu istoria poporului Advent. Și spune că obiceiurile și practicile iudeilor la timpul acela erau foarte riguroase ca și la noi în aceste timpuri. Fiindcă spusele și dogmele oamenilor, care ei erau limitați, care ei erau aceste dogme scoase tot timpul în evidență, ca și cum ar fi fost esențiale pentru mântuirea lor. Dogmele acestea sunt scoase și la noi în evidență, tot timpul puse, aranjate, puse ca o esențială și ca un punct pentru mântuire. La momentul acela evrei spune că ei desfășurau toate aceste lucruri exterior, ele erau puse tot timpul în locul evlaviei interioare. Domnul instituise toate aceste rituri, toate aceste ceremonii ca mijloace prin care realitățile veșnice să poată fi înțelese și prin care să poată impresiona pe poporul Israel la timpul acela. Dar spune că toate aceste lucruri, ele nu au satisfăcut mințile celor care au mărturisit aceste festivități revoltătoare, superstițioase, idolatre ale egiptenilor în închinarea lor religioasă. Degeaba a făcut toate aceste lucruri, dar nu au satisfăcut mintea celor care mărturiseau aceste festivități revoltătoare, fiindcă superstițiile idolatrele egiptenilor era în închinarea lor religioasă. Nu cumva astăzi rânduielile lui Dumnezeu, nu cumva noi, cei care mărturisim aceste lucrări, aceste simboluri, aceste festivități, aceste lucrări pe care le facem în biserica noastră, nu satisfac ce mintea noastră și devin revoltătoare? Nu cumva superstițiile idolatre ale lumii acestea au intrat atât de mult în închinarea și în religia noastră față de Dumnezeu? Poporul Israel la timpul acela, ei se apropiau continuu cu idolatria prin faptul că așezau poruncile oamenilor acolo unde trebuia să fie numai Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu. Pedeapsa Domnului a căzut peste poporul său dintr-o singură cauză, a faptului că ei idolatrizau sentimente și idei născocite de ei. În zilele lui Hristos, sub paravanul unei foarte riguroase devoțiuni, față de forme, față de tradițiile care se țineau, de sistemul acesta pervertit pe care îi pretindeau că este sistemul mozaic pe care Dumnezeu îl lăsase, fiindcă adevărata însemnătate a ceremoniilor prețioase care au fost instituite de Dumnezeu a devenit obscură, ascunsă și nevăzută. Fiindcă toată importanța aceasta spirituală, eternă a adevărului, despre lucrarea, despre misiunea lui Hristos în lumea noastră, prefigurate în jertfe, toate acestea au fost amestecate, toate acestea au fost împletite cu teorii false ale oamenilor ale timpului acelui. Și toate aceste teorii false au fost mari bariere în calea înțelegerii corecte a învățăturilor, în calea evlaviei practice pe care trebuia să o trăiască poporul lui Dumnezeu la timpul acela. Poporul Israel s-a agățat de tip, s-a agățat de umbră, dar în timp ce ei s-au agățat de acest tip și de această umbră, au respins antitipul și realitatea care trebuia să fie în viața lor. Datorită că pe măsură ce puterea lui Satana amăgea atât de mult prin lucrarea care o făcea asupra minților neconsacrate ca să le fixeze în supoziții oarbe, printr-o depărtare atât de rea și haină de adevărul lui Dumnezeu și de Dumnezeu.
interpretările lor la momentul acela au devenit foarte incorrecte, foarte, foarte atât de meticuloase, încât au fixat fără speranță în eroare. Vă dați seama ce s-a întâmplat la timpul acela cu poporul Israel din cauza faptului că adevărata lumină care strălucea la momentul acela în cale, ea a fost socotită drept ceva ce trebuie întâmpinat cu împotrivire, încât ei nu putea să confirme propriile lor idei și interpretări ale Sfintelor Scripturi. Deci vedeți, dragii mei, ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune că lecțiile rostite de Hristos le-ar fi putut la timpul acela să le dea pietre prețioase, să le dea bijuterii de adevăr care fuseseră pierdute din vedere de poporul lui Dumnezeu. El a adunat aceste juvaiere mari și glorioase pe care el le crease, pe care el le pregătise, pe care el le-a dăruit patriarhilor, profeților, apostolilor și el le-a pus în cadrul Evangheliei și pentru noi, redându-le strălucirea divină ca noi să o înțelegem și să o percepem la momentul acesta. La fel ca și iudeii din timpul acela, ei s-au îndrădnicit, fiindcă ideile, obiceiurile, practicile lor au devenit idoli pentru ei. Și Dumnezeu spune, dragii mei, că același lucru ca și la iudei se întâmplă și la noi astăzi. Au vrut ei să renunțe la interpretările lor greșite? Nu. La interpretările greșite pe care învățaseră poporul să le pregătească drept doctrine sacre? Nu. Ei nu au vrut să renunțe. Ei au stăruit să învețe poporul în doctrine false. Niciodată ei nu au vrut să facă lucrul acesta. Ei au alcătuit o confederație ca să apere vechile tradiții, să apere dogmele lor, să apere lucrurile cu care să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă interpretările lor, care erau omenești la timpul acela, sfidau lecțiile și adevărul curate ale evlaviei practice pe care Dumnezeu le ceruse ca să le trăiască în viața lor. Domnul Iisus a venit în timpul acela înaintea lor cu minuni pe care le-a făcut. El a venit ca să demonstreze o manifestare a puterii divine, că El este Dumnezeu din cer și este Creatorul. El a venit pentru a mărturisi prin minunile sale despre autoritatea lucrării și misiunea Lui Hristos pe pământul acesta. Toate acestea au fost făcute, dragul meu ascultător. Ele au fost făcute de Dumnezeu. Toate acestea au făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru a le îndepărta prejudecățile și a le inspira credința adevărată care este un dar de la Dumnezeu dat odată Sfinților pentru totdeauna. Și au atins aceste lucruri scopul? Nu. Ele nu și-au atins scopul, ele nu au fost primite, fiindcă ei la momentul acela s-au fortificat în spatele unor ziduri inseparabile. Fiind înțeleși să nu cedeze, ei s-au înțeles între ei să se hotărască ca mai bine să-L omoare pe Hristos decât să cedeze. Au fortificat ziduri care n-au putut să-i lase să se apropie de Hristos. Și la momentul când apelurile lor, când apelurile acestea le-au fost adresate pentru ca ei să creadă și îndemnurile la pocăință au fost întâmpinate cu arată-ne o minune, când Hristos și apostolii au prezentat argumente la momentul acela convingătoare ale adevărului, iudeii nu au vrut să audă nimic, nu au vrut să primească adevărul lui Dumnezeu. La momentul acela ei au vociferat. Ei au cârtit împotriva lui Dumnezeu cerând semne și minuni. Cererea aceasta, ea n-a avut scopul acela de a obține vederi mai clare despre adevăr, de a obține vederi mai clare pentru acceptarea luminii solii lui Dumnezeu, ci toate aceste lucruri și toate acelea care s-au făcut aceea de a distrage atenția ascultătorilor de cele mai clare dovezi ale adevărului care erau prezentate la momentul acela de Dumnezeu. Mântuitorul a făcut minuni înaintea lor. Dar acestea nu mai erau mijloace care să îi poată convinge de adevăr. Dacă nu a putut să îndepărteze
astfel mințile ascultătorilor de la Domnul Iisus Hristos și de la prezentările Lui, au început să le îndepărteze mintea pe altă cale și să spună: omul acesta nu face minuni decât cu Belzebul, cu Domnul Dracilor. Fiindcă acela spirit de împotrivire îl găsim chiar printre cei care afirmă a crede adevărul lui Dumnezeu până aceste timpuri. Acela spirit de împotrivire îl găsim astăzi în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Fiindcă Evanghelia lui Hristos, fiindcă lecțiile lui, învățăturile lui au găsit și găsesc doar foarte puțin loc în experiența și în cuvântările celor care sau ce își afirmă credința în adevăr în aceste timpuri. Orice teorie îndrăgită, orice idee umană în aceste timpuri este privită ca având cea mai solemnă importanță și la fel de sacră ca un idol căruia trebuie să îi se închine. De ce credeți dumneavoastră că în aceste timpuri este o așa de mare instabilitate în biserică, datorită teoriilor îndrăgite, datorită ideilor umane, datorită că aceste lucruri sunt privite ca cele mai solemne și mai importante și la fel de sacre ca un idol căruia noi trebuie să ne închinăm? Dumnezeu spune că tocmai aceasta a fost situația cu teoria despre legea lui Dumnezeu, despre aceste idei și despre toate aceste lucruri care ni s-au pus înainte. Tot ceea ce devine o pasiune, spune Dumnezeu în aceste timpuri, atât de mare, încât caută să uzurpe locul lui Hristos din inima mea și din inima ta, din viața mea și din viața ta, din familia mea și din familia ta și din biserica noastră. Orice idee care este mai mult sau atât de preamărită, încât nicio lumină sau nicio dovadă să nu poată înrădăcina în minte, ele vor dobândi dimensiunea unui idol căruia îi se jertfește totul și nu îi se jertfește lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, spune Dumnezeu că ele nu mai sunt o chestiune vitală și nu a fost niciodată pentru nimeni. Pentru nimeni, dragii mei, cei care au ținut sau au susținut că este una din vechile pietre de hotar, pur și simplu nu știu ce vorbesc. Noi de multe ori credem că toate aceste pasiuni, toate aceste idei care sunt preamărite, ele sunt pietre de hotar. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că pur și simplu ei nu știu ce vorbesc. Fiindcă toate aceste lucruri niciodată nu au fost pietre de hotar și nici nu va fi așa ceva, spune Dumnezeu. Fiindcă toate mințile acestea care au acționat într-un fel atât de necuvincios și au manifestat roadele care se văd de la adunări de nivel înalt, ar trebui să se întrebe dacă un bun pom produce roade atât de evidente și de evidente și amare. Putem să spunem prin cuvântul pe care ne l-a dat Dumnezeu că aceste lucruri sunt bune și vin din partea lui Dumnezeu? Niciodată nu vom putea să facem lucrul acesta. Cei care își apără, spune Dumnezeu, atât de ferm ideile și poziția lor în dreptul acestor lucruri, ei au nevoie în aceste timpuri să își cerceteze inima, nu oricum, și să-și cerceteze inima cu lampa aprinsă pentru a vedea în timpul acesta ce spirit îi pune în mișcare, de ce spirit sunt mânați, fiindcă această mare criză, această mare nenorocire este gata să se dezlănțuie peste poporul lui Dumnezeu. Ar trebui ca în aceste timpuri noi trebuie să spunem la fel și împreună cu apostolul Pavel, care vrea să spună: cine va vrăji pe voi ca să nu ascultați de adevăr? Cine va vrăjit în aceste timpuri când Dumnezeu este gata să vină? Cine va vrăjit în aceste timpuri când necazul este gata și când voi ieșiți de sub scutul și adăpostul lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu? Cine va vrăjit în aceste timpuri când doar acolo veți putea adăpost?
ce persistă și ce persistență și îndărădnicire satanică este pusă în aceste timpuri în evidență, spune Dumnezeu. Eu în aceste timpuri, personal, nu mă îngrijoresc pentru aceste, ci mă îngrijoresc pentru că frații noștri, conducători, continuă să meargă pe acest tărâm împotrivitor față de lumină, față de mărturile evidente ale Spiritului Dumnezeu și să respingă totul pentru a idolatriza presupunerile și teoriile lor îndrăgite, pentru a învăța pe popor să îndrăgească, să idolatrizeze presupunerile și teoriile lor îndrăgite. Și datorită acestora, ideologii și teorii, și din cauza acestor atitudini pe care le au frații conducători și din cauza spiritului dovedit, de multe ori suntem siliți să acceptăm aceste lucruri în viața noastră ca și o închinare adusă înaintea lui Dumnezeu. Să aibă milă Dumnezeu să ne scape în aceste timpuri, dacă mai dorim și dacă se mai poate ceva, de ideile lor. Dacă primirea acestor idei n-ar face să avem spiritul, să avem cuvintele și faptele de necreștinești, atât de necreștinești în viața noastră, pe care le au mulți dintre cei care ar trebui să știe ceva mai bun în aceste timpuri. Dumnezeu să ne scape și să ne ajute dacă se mai poate face ceva, fiindcă eu nu văd în aceste timpuri ca pe acești oameni sau toți aceia care acceptă aceste lucruri să aibă acreditarea divină din partea lui Dumnezeu. Noi suntem avertizați în aceste timpuri, suntem avertizați tot mereu și tot mereu că rezultatul acestui război pe care îl mențim cu persistență împotriva războiului ne va aduce să cădem în mare criză. Și Dumnezeu ne avertizează că datorită acestor lucruri suntem avertizați că instabilitatea va fi atât de mare în biserică și în poporul lui Dumnezeu, încât va se cera pe mulți de la altarul lui Dumnezeu și de la împărăția lui Dumnezeu și de la hotărâre țării Canaanului. După cum ne-a fost arătat de atâta timp toate aceste lucruri, noi suntem tot timpul expuși la greșeli. Dacă punem prea mult accentul în aceste timpuri chiar și pe ideile sănătoase și pe formele corecte. Deci noi nu trebuie să punem accentul și noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Datorită acestor particularități care nu sunt obligatorii, dacă li se permite în timpul acesta să devină atât de distincte, ele vor zdrăbi forța, poziția pe care de multe ori suntem obligați să ne-o menținem în dreptul adevărurilor sănătoase, adevărurile esențiale care trebuie să ne distingă ca popor deosebit al lui Dumnezeu în aceste timpuri. Acesta este faza din lumea religioasă care a produs despărțire în poporul numit al lui Dumnezeu. Credința și iubirea, sfințenia, toate acestea sunt trăsături esențiale care dau adevărata putere adevărului pentru timpul de față în care trăim ca popor al Dumnezeu. Absența evidentă a acestora, faptul că atât de puțin îl cunosc pe Hristos și că atât de puțin predicăm lecțiile lui Hristos, toate acestea sunt un martor grăitor împotriva poporului Dumnezeu și împotriva adventiștilor de ziua șaptea. Mustrarea lui Hristos este peste noi, este peste poporul său în aceste timpuri. Dumnezeu vrea să-și trăzească poporul, Dumnezeu mustră, Dumnezeu spune că toate aceste lucruri sunt ca un martor grăitor împotriva noastră. Evanghelia lui Hristos, iubirea lui și el răstignit, au fost și sunt o piatră de potignire pentru noi ca și pentru evrei și se vede că sunt o piatră de potignire pentru adventiștii de ziua șaptea care cred, care pretind a crede adevărul prezent al lui Dumnezeu. Fiindcă adventiștii de ziua șaptea se pun
tot timpul împotriva stâncii de potignire și nu vor să accepte adevărul Dumnezeu. Fiindcă omul a fost în poziția în care ar trebui să stea Dumnezeu, sub cuvintele care ne-au fost spuse tot mereu și tot mereu. Hristos Domnul nostru a adus o jertfă suficientă și a devenit unicul mijlocitor și unicul preot între Dumnezeu și om. Fiindcă noi trebuie să facem tot ceea ce trebuie, să se dea din drum orice om și să-și ocupe locul care îi se cuvine, acela de a purta jugul lui Hristos. Noi trebuie să ne dăm din cale, să ne dăm din drumul lucrării, să ne dăm din drumul poporului Dumnezeu, să lăsăm locul lui Dumnezeu care îi se cuvine și noi să ne luăm locul pe care trebuie să-l purtăm și acela este doar jugul lui Hristos. Fiindcă Hristos nu a pus pe niciun om să fie mijlocitor sau să primească mărturisirea păcatelor decât Hristos este singurul care poate să facă așa ceva. El cheamă pe orice păcătos în aceste timpuri să comunice cu El. Fără ca niciun muritor să se interpună între Dumnezeu și păcătos. Iisus este gata să primească orice suflet care crede în numele Lui. Iisus este gata să-L curățească de toată întinăciunea și întinarea Lui morală dacă crede în acela pe care Tatăl l-a trimis în lume, adică în Iisus Hristos. Noi trebuie să avem mare grijă în legătură cu nume, cu forme sau idei, fiindcă de la un timp de vreme falsificarea revelației stârnește și ar trebui să stârnească temeri pentru poporul Dumnezeu. Falsificarea revelației, adică a descoperirii, ar trebui să stârnească temeri pentru fiecare dintre noi în aceste timpuri. Cuvintele lui Hristos ar trebui să răsune neîncetat în urechile noastre în aceste timpuri. Pentru ce zici, poporul meu, că ești bogat? Pentru ce zici că te-ai îmbogățit? Pentru ce zici că nu duci lipsă de nimic și nu știi, spune Dumnezeu, că ești ticălos, ești nenorocit, ești sărac, ești orb și ești gol în Apocalipsa 3:17? Dumnezeu a trimis poporului său care este mulțumit de sine, mesaje de avertizare și le trimite în continuare. Dar Dumnezeu spune că poporul său nu vrea să ia seama la aceste semnale ale lui. Dumnezeu a apelat la noi prin Duhul Său cel Sfânt, a apelat la noi prin mărturii și totuși nu vrem să auzim. El ne spune astăzi mie și ție, El îi spune poporul său astăzi, te sfătuiesc, poporul meu, să cumperi de la mine aur, haine albe și alifie pentru ochi. Dumnezeu ne spune în aceste timpuri că noi trebuie să avem aceste cumpărături care ne vor fi în timpul care ne stă în față de mare folos. El ne explică de ce a trimis aceste apeluri serioase și de ce le trimite. El ne explică de ce a trimis și trimite aceste mustrări și avertizări. Dumnezeu spune, dragul meu, prin explicația lui de dragoste și de iubire față de poporul său în aceste timpuri, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia care iubesc. De aceea Dumnezeu ne ceartă, de aceea Dumnezeu ne mustră, de aceea Dumnezeu vine la noi de fiecare dată în felul acesta. Și Dumnezeu spune, fii plin de râvnă, pocăiește-te, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Să ne ferească Dumnezeu ca aceia care au avut o mare lumină și o mare cunoștință să lase ca sistemele lor să devină standardul lor și să se supună acestor sisteme. Dacă cineva introduce ceva contrar cu ideile lui Dumnezeu, trebuie să fie ceva fals. Fiindcă întotdeauna susținerile omenești, arogante, ele au fost și sunt înălțate mai presus de lumina cea mai clară. Iar lumina trimisă din cer de Dumnezeu este denunțată ca întuneric și este dată la o parte. Noi refuzăm
ceea ce ar fi pentru noi puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Fiindcă prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El în Psalmul 25 cu 14. Și prietenia lui Dumnezeu nu poate să fie cu noi, fiindcă noi refuzăm ceea ce ar fi pentru noi putere, înțelepciune, pricepere și viață. Prietenia lui Dumnezeu a stărui continuu asupra lucrurilor acestora, spune Dumnezeu, și nu a prezenta Evanghelia lui Hristos în mod dezlușit. Spune că toate aceste lucruri rătăcesc sufletele și le duc la moarte și departe de Dumnezeu. Fiindcă predicarea lui Hristos a fost în mod straniu neglijată de poporul nostru, care ar trebui să se ridice în aceste timpuri. Când vedem că restricțiile vin, când vedem că marea criză vine peste poporul Dumnezeu și el stă nepăsător. Când poporul Dumnezeu are timp să mărturisească pe Hristos, să propovădească legea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, să tipărească cărți, broșuri, reviste, să le împrăște de la o margine a pământului, să dea mărturie despre Dumnezeu. Ei au timp la mare, la plimbări, dezbrăcați, destrăbălați, în funduri goale, în piepturi goale, distracții, cheltuire de bani, plăceri și pofte dintr-o parte cealaltă. Predicarea lui Hristos cel răstignit este neglijată în modul cel mai straniu de poporul lui Dumnezeu. Predicarea lui Hristos cel răstignit este neglijată de la conducători, de la cel mai mare nivel, până la ultimul membru al bisericii de jos. Doar rămășița lui Dumnezeu plânge și suspină, se luptă pentru lucrarea lui Dumnezeu, transmite avertizările și mustrările lui Dumnezeu, poate s-o trezi, poate s-o speria, poate se va întâmpla ceva cu ei. Mulți dintre cei ce pretind în aceste timpuri a crede adevărul nu cunosc în experiența lor, dragul meu ascultător, ce este credința în Hristos. Habar n-au. Noi nu suntem pregătiți ca popor. Noi nu suntem pregătiți să facem față crizei care ne stă în față și să intrăm în criza aceasta decât în forma pe care o hotărăște Satana pentru noi, pentru a ne robi, pentru a ne închina și a ne subjuga în aceste timpuri. Partea aceasta, neglijată a slujirii, se va vede că este marele instrument în convertirea sufletelor și în conducerea la un standard înalt de sfințenie, de care orice biserică are nevoie pentru a deveni o biserică vie. De aceea, astăzi există instabilitate în biserică, fiindcă această parte a slujirii, acest mare instrument în convertirea sufletelor, este neglijat și este dat la o parte. Acum există instabilitate în biserică, mare instabilitate. Doar puțini membri mai emit lumină, doar puțini membri sunt pietre vii care mă mișcă în stânga și în dreapta pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune în aceste timpuri că cei convertiți au nevoie ca Hristos să fie înălțat înaintea lor. Cei care sunt aceia puțini, care emit lumină, care sunt pietre vii, care sunt, să-i ajute și pe aceștia să se ridice. Și Dumnezeu spune că este urgent ca cei neconvertiți au nevoie urgentă să fie Hristos înălțat înaintea lor, să-și exprime iubirea față de El și față de semeni care sunt căzuți, că și-a dat viața pentru a-i salva de la ruina veșnică. Eu vă spun, dragii mei, cei care mărturisesc în adevăr trebuie să fie convertiți, pentru că oamenii sunt morți în greșeli și în păcatele lor. În aceste timpuri trebuie să existe în slujire o putere dătătoare de viață care să ne mențină în aceste timpuri. Trebuie să fie infuzată viața în misionarii din orice loc. Trebuie să fie infuzată, trebuie să fie mișcată, trebuie să fie făcut ceva pentru ca ei să poată merge înainte fără să dea trâmbiței vreun sunet nesigur.
Misionarii trebuie ajutați. Misionarii trebuie ridicați. Avem frați care se ridică. Vreau să vă spun că de-abia aștept să luăm aceste cărți duminică și să le ducem, că misionarii de-abia așteaptă, dragii mei, ca lucrarea lui Dumnezeu. Fratele Viule, ne trebuie cărți. Acum când mai avem libertate, acum cât putem să mai împărțim, acum, fratele Viule, ocupă-te, fă-i apel la frații care pot să mai facă ceva, care vor să participe, haide să tipărim, haide să ducem lucrarea lui Dumnezeu. Fratele Marian, fratele Milu, fratele Bobby, surorile de la Călăraș, de atâta timp îmi zice, fratele Viule, când ne aduce și nouă cărți, să vedem cum face să ajungem și la surorile acestea, că sunt într-o zonă mai departată. Dragii mei, misionarii aceștia trebuie să fie infuzați cu viața aceasta, ca ei să poată să lucreze, ca ei să poată să dea un sunet clar și nu vreun sunet nesigur, ci sunetul lor trebuie să aibă putere de a trezi, putere trimisă din cer de la Dumnezeu, așa cum se găsește doar în predicarea lui Iisus Hristos, în predicarea iubirii lui, a iertării și a harului său. Aceasta trebuie să facem noi în aceste timpuri. Îndreptățirea prin credință, ea trebuie să fie acceptată de orice suflet. Nu așa cum o prezintă anumite idei. Nu așa cum ni se cere de multe ori. Ea este prezentată prin idei moarte, prin idei lipsite de viață, ci așa cum o prezintă adevărul din Evanghelia lui Hristos. În felul acesta trebuie. Hristos este cel care are nevoie. Hristos este de cel care noi avem nevoie, mă scuzați, dragii mei. Hristos este cel de care are nevoie orice păcătos de pe pământul acesta. Hristos să fie prezentat în Duhul și în puterea lui Ilie în aceste timpuri. Fiindcă umilirea lui Hristos, viața lui umilă în sărăcie, pentru ca fiecare fiu și fiica lui Adam să poată să fie îmbogățit. El a murit ca jertfă pentru mine și pentru tine și eu nu am timp de lucrare. Eu merg la mare, eu merg la munte, mă dezbrac în fundul gol, mai pun poze și pe internet, idolatrizăm, babilonizăm, apostaziem, cochetăm cu idolii, cu astarteile și cu baalii timpului acestuia. Unii dintre noi am făcut un baal și un zeu din muncă, unii dintre noi am făcut un baal din telenovele, televizoare și multe alte lucruri. Mulți dintre noi am făcut baal și idol din distracțiile și plăcerile și poftele noastre. Dumnezeu n-a murit ca tu să-ți bați joc de jertfa lui. Hristos n-a murit ca tu să te destrăbălezi. Hristos n-a murit și a înviat din morți ca tu să-ți bagi joc de toate aceste lucruri și de viața ta. Dumnezeu te-a chemat să fii străjer. Dumnezeu s-a înălțat la cer și acolo mijlocește în favoarea ta și în favoarea ta, pentru ca noi să fim conduși să credem în Cel pe care L-a trimis Tatăl din ceruri. S-au rostit atât de multe cuvântări care n-au avut niciodată mireasma cuvintelor lui Hristos și neprihănirii Lui, așa că Evanghelia așa a fost cum a fost ea prezentată, nu convinge și nu convertește sufletele ca să se întoarcă la Dumnezeu pentru mântuire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul să fiu, pentru ca oricine crede El să nu piară și să aibă viața veșnică. Putem noi să stăruim asupra pedepsei datorate fiecărui păcat? Putem noi să stăruim asupra grozăviei pedepsei care va cădea peste cel vinovat la timpul acela și eu și tu putem să fim cei vinovați? Și la momentul acela când pedepsa va cădea, aceasta nu va înmuia și nu va supune sufletul, ci noi astăzi trebuie să lăsăm înmuiat și astăzi trebuie să ne supunem sufletul înaintea lui Dumnezeu. Putem stărui noi
Noi trebuie să prezentăm în aceste timpuri cu cuvinte arzătoare cum pedeapsa omului muritor a căzut peste cel nevinovat, peste Fiul lui Dumnezeu, pentru ca tu și eu să putem avea un avocat puternic care să pledeze în favoarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Oare s-a făcut așa? Oare s-a făcut aceasta până acum pentru ca omul să poată continua în păcat și să fie mântuit în păcat? Oare toate aceste lucruri s-au făcut ca noi să trăim în păcat în aceste timpuri? Oh, dragul meu, nu! Păcatul este un lucru hidos pentru care nu a existat niciun remediu. Singurul remediu este că Hristos a luat asupra lui pedeapsa pentru ca omul prin credință în el să poată avea viață. Inima păcătosului se topește în momentul acela și sufletul este cucerit de ceea ce a făcut Hristos pentru el. Dragul meu ascultător, mă gândeam că poate nu pot să vorbesc, dar Dumnezeu mi-a dat putere și am simțit că am fost susținut. Vreau să vă spun că atât de mult încurgea nasul, atât de mult transpiram, atât de mult simțeam că nu pot să vorbesc sau mă ia puțin amețeala din cauza răcelii. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că în momentul acesta, cât am prezentat adevărul, am simțit putere, am simțit binecuvântare. S-a oprit nasul, s-a oprit transpirația, s-a oprit toate lucrurile și Dumnezeu a fost alături de mine. Vreau să vă spun, dragii mei, că instabilitate mare există în biserică și în poporul Dumnezeu în aceste timpuri. Doar dacă vom lua seama, ne vom trezi, dacă ne vom opri din alergarea noastră de pe pământul acesta și vom alerga să lucrăm în via lui Hristos cât încă mai este timp, dacă vom vede pericolul și primejdea care stă în fața noastră să vină în timpul acesta, dacă vom medita cu atenție și îl vom căuta pe Dumnezeu și vom înțelege că prin marea criză și marea strâmtorare care se pregătește și toate aceste pregătiri care se fac, este ca atunci când Babilonul a încercuit cetatea Ierusalimă și pe poporul Dumnezeu, același lucru se face astăzi. Dumnezeu spune că toate aceste pregătiri, toate aceste electriții, satana lucrează prin slujitorii săi pentru a încercui pe poporul lui Dumnezeu în aceste timpuri. Și poporul lui Dumnezeu trăiește în instabilitate. O fi, n-o fi. Domnul ne mântuiește în păcat. Noi trăim. Oare putem noi să mâncăm rod din vie dacă n-o săpăm? Dacă n-o tăiem, dacă n-o legăm, dacă n-o copilim, dacă n-o curățim atunci când trebuie să facem ceea ce trebuie, dacă n-o stropim și n-o îngrijim, cum oare vom mânca noi din pomul vieții și la masa de cristal când Domnul Iisus va servi pe toți cei mântuiți? Cum vom intra noi în împărăția lui Dumnezeu dacă noi astăzi nu vrem să intrăm în via sa? Dacă noi nu vrem, noi avem alte vii, avem alți idoli, alte închinări, alte preocupări, altă viață. Noi nu ne gândim atât de mult în aceste timpuri când Dumnezeu e gata să vină, când nenorocirea bate la ușa noastră. Vreau să vă spun, dragii mei, că Babilonul, când a venit să cucerească Ierusalimul, dintr-o dată, fără nimic așa, s-au retras, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și a mai durat 3 ani și jumătate până când Babilonul s-a întors înapoi. Dumnezeu a dat poporului său acești 3 ani și jumătate ca poporul lui Dumnezeu să se pregătească și să pocăiască. Dar ei n-au vrut. Dar niciun credincios nu a pierit în cetatea Ierusalimului și toți au ieșit la miezul nopții când Dumnezeu a dat semnalul. Dumnezeu face apel în aceste timpuri să ieșim din instabilitatea bisericii, să ieșim din instabilitatea poporului său în aceste timpuri. Dumnezeu dă un semnal ca poporul său să iese din orașe departe, să-și ia un teren acolo unde să fie regi și regine, unde copiilor să alege să se joace în țărna pământului, unde ei și copiilor să învețe să muncească pământul, ca Dumnezeu să-i ocrotească în timpurile acestea.
Mulți dintre noi vorbesc de multe ori cu frați, cu prieteni, cunoscuți, cu necunoscuți. Aș merge, aș cumpăra, dar ce afacere, ce câștig pot să am? Trebuie să am o afacere, un câștig ca să pot să-mi duc traiul. Dumnezeu ne-a promis pâinea și apa, nu afaceri, nu câștiguri. Dumnezeu ne-a chemat să ne pregătim pentru timpul care stă în față. Timpul acesta nu va fi înfruntat prin afaceri, prin câștiguri mari. Și Dumnezeu spune cu pâine și cu apă și unii dintre noi vom avea să mâncăm o bucată de pâine la 2 sau la 3 zile, pe când ceilalți nu vor avea nici pe aceea și vor muri de foame. Noi nu căutăm să ne pregătim. Noi vrem în continuare să mergem în prosperitate, în alergare, în distracții și în plăceri. Poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, care astăzi nu vrei să părăsești orașele, ieșiți din mijlocul Babilonului, poporul meu, că veți pieri când Dumnezeu își va revărsa urgiile peste aceste locuri. Poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, vei pieri în orașe, vei pieri în locurile acestea care vor ajunge ruine. Uitați-vă, orașele cum ajung, ruine, inundații, cutremure, foc și multe alte lucruri. Și vor veni și se anunță din ce în ce mai mult. Spania intră sub cor roșu, Germania intră sub cor roșu, România, țările toate. În China era apa la metrou, erau oameni în care nu mai puteau ieși din metrou și nu putea merge metrou, în apă până la piept, închiși acolo. Și multe alte lucruri și o să strici către Dumnezeu până când îți va veni rău și n-ai să auzi glasul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să facă nimic nelegiuirii și neascultării în care stai astăzi și nehotărârii de a face ceva pentru tine și pentru familia ta. Ieși din confortul tău, ieși din poziția ta, ieși din viața ta, ieși din păcătoșenia ta, din alergarea ta. Vorbeam cu frații astăzi și prieteni și îi văd pe Facebook la mare, destrăbălați, n-au nicio grijă. Domnul ne iubește, ne poartă, știm că Domnul ne călăuzește. Și Dumnezeu spune că nu va face nimic pentru toți aceia care nu fac nimic în aceste timpuri. Dumnezeu spune, ieși, tu nu spui. Unii dintre ei au ieșit și nu le place viața de țară. Nu le place să muncească că e greu. Mă întorc înapoi în Spania, aproape că plângeau. Soția mă face depresie, eu mă simt rău, eu plec, nebunim, nu mai vrem. Păi nu le place să ascultăm de Dumnezeu, că dacă l-am avea pe Dumnezeu în inimă, n-am face depresie și ne-am obișnuit și am iubit lucrurile pe care Dumnezeu ne le cere. Eu știu că e greu, nu e ușor, dar satisfacția că ascult de Dumnezeu și ești la picioarele lui Dumnezeu și ești sub cârma lui Dumnezeu va fi mai mare ca orice lucru de pe pământul acesta în momentul când Dumnezeu va vărsa urgia peste toate aceste lucruri. Dragul meu ascultător, în seara aceasta mă voi opri aici. Vă mulțumesc tuturor acelora care a stat cu mine seara aceasta să ascultați mesajul lui Dumnezeu. Făceți-i să ajungă până la marginea pământului. Mâine dimineață, la orele 8:30, ne vom întâlni din nou cu mesajul lui Dumnezeu de reformă și de deșteptare. Ne vom întâlni mâine dimineață pentru a învăța alte lucruri la care Dumnezeu ne cheamă. Să facem tot ceea ce trebuie, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri să facem tot ceea ce trebuie și cum trebuie, dragii mei. Domnul să fie cu noi cu toți pentru a face aceste lucruri. El să ne mântuiască, El să se salveze cât încă se mai poate. Vă doresc tuturor noapte bună!